În mod normal, toate ființele au nevoie de creier pentru a trăi, nu este așa? Ei bine, nu neapărat. Unele animale nu au creier și pot supraviețui fără probleme. Pe cât de fragile și delicate par aceste animale fără creier, pe atât de puternice și rezistente sunt. Și ca să vă convinc că așa este, hai să vedem acest videoclip. Cu voi este Descoperitorul și în următoarele minute vorbim despre 5 animale care nu au nevoie de creier pentru a trăi. Nu uitați să vă abonați, postez în fiecare zi. Castraveții de mare sunt în general necrofagi, rănindu-se cu resturi de alte animale. Au de obicei lungimi cuprinse între 10 și 30 de centimetri. Cel mai mic este de doar 3 mm, iar cel mai mare poate ajunge la 1 metru. Castraveții de mare nu au creier. Un inel neural înconjoară cavitatea bucală și trimite nervii la tentacole și faringe. Animalul este capabil să trăiască dacă îi se îndepărtează chirurgical inelul nervos, demonstrând că acesta nu are rol vital în coordonare. Sistemului nervos. Pentru a fi în siguranță, își mențin corpul dur în permanență. Pot fi găsiți în număr mare pe fundurile apelor, la mare adâncime, chiar și 9 km. Deci, așa cum vă spuneam, nu au creier. Nici buretele de mare nu are creier. Spongierii nu au organe interne, adică nu au inimă, creier, ori sistem nervos. Astfel că în interiorul buretelui, celulele minuscule îndeplinesc numeroasele funcții necesare susținerii vieții. Celule specializate prin hrană transportă substanțe nutritive, ori elimină rezidurile. Corpul buretelui are aspectul unei mase gelatinoase de culoare cafeniu-cenușie, cu o formă neregulată. Ariciul de mare este un animal marin care nu are creier. Practic, sistemul nervos al aricilor de mare este format dintr-o rețea rară de nervi, fără niciun creier central. Prin această rețea, aricii de mare pot detecta și reacționa la lumină, chiar de la sute de metri. Se hrănesc în principal cu alge și la rândul lor este alimentul preferat al vitrelor de mare. Cum pot mânca țepii care are, nu-mi pot da seama. Anemonele trăiesc în colonii formate din clone identice, fixate pe stânci, pietre sau pe recifii de coral de pe țărmurile din tot estul Atlanticului și din Marea Mediterană, acestea deplasându-se cu ajutorul unui clopot pulsatil. Lipsite de un sistem nervos central, au o rețea neuronală care le ajută să-și găsească hrana. Își obțin hrana înțepând, când o vietate se atinge de tentaculele lungi și unduitoare, acestea degajă săgeți spiralate, numite nematocite, care țâșnesc în afară, injectând victima cu venin. Iar pe locul întâi este steaua de mare, care are un sistem nervos central complex, dar practic nu are creier. Ca rezultat, nu putem vorbi de un proces de gândire la stelele de mare. Viețile lor constau doar în a găsi mâncare și a se feri de prădători. De exemplu, dacă un braț a detectat mirosul unei prăzi, atunci el preia controlul întregului organism și deplasează corpul în direcția respectivă. Cam atât în acest videoclip, bine că avem noi creier, că altfel deveneam ca aceste vietăți. E mai rău pentru cei care au creier și nu-l folosesc. Cu voi a fost Descoperitorul și până mâine la un nou videoclip, nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like dacă v-a plăcut. Ne vedem mâine!